Domnule Bobocel, ce rol a avut, ce au servit băieții în dimineața aceasta? Deci, fiecare dimineață meniul a fost foarte bun, în care se servește de obicei în cantonament. Spre surprinderea mea este că în situația în care suntem cu criza asta, meniul a fost foarte, foarte bun. Deci, cu sinceritate. Cine puteți spune că pastilele și suplimenții nutritivi pe care i-au avut băieții lângă farfurii în această dimineață? Deci, în fiecare dimineață noi vedem un supliment nutritiv ce costă în magneziu, în calciu și în susținătoare de efort. Vreau să spun că eu sunt foarte mulțumit de băieți cum s-au prezentat în cantonamentul ăsta, din punct de vedere al sănătății. O parte din antrenamentele conduse de trioul Anton Lazar Stan s-au desfășurat pe culmile din apropierea complexului. În rest, staful tehnic a profitat de cele două terenuri de fotbal aflate în componența complexului. Pe lângă terenul de fotbal sintetic, care corespunde dimensiunilor unui teren regulamentar, jucătorii Gloriei s-au încins și la o miuță pe terenul de mini fotbal. Respectând planul de antrenament, o dată la două zile, jucătorii Gloriei erau chinuiți pe dealurile din împrejurim. Scopul: readaptarea organismului la efort după o perioadă îndelungată și creșterea potențialului fizic. Pun îndelungată deoarece fotbalistul român, indiferent de eșalonul în care evoluează, este supus unei pauze competiționale cu o durată de 8-10 săptămâni. Jucătorii buzoieni au putut profita și de terenul de tenis dotat cu instalație de lumină nocturnă. Domn profesor, mai recomandați și altor echipe, indiferent de ramura sportivă, să-și desfășoare cantonamentele aici? Da, aici la Ciuta ne-am bucurat de toate condițiile. Și de pregătire și de cazare. De pregătire avem dealurile pe aici unde putem să lucrăm latura fizică, iar cea tehnico-tactică, avem teren sintetic la limitele terenului de fotbal, avem teren de handbal, avem teren de tenis, teren cu piciorul, de asemenea avem sala de forță care este inclusă în cadrul complexului, adică aș recomanda sunt echipelor de orice natură, fie că știu colective sau individuale, poate să se pregătească în condiții excepționale aici la stațiunea asta Ciuta. Cine urmează?
În puținul timp liber pe care glorioșii l-au avut la dispoziție, aceștia s-au delectat cu jocuri pe consolă, filme, cărți și revii. Chiar și antrenorul Anton și-a sacrificat din timpul destinat alcătuirii lecțiilor de antrenament pentru a citi Războiul și lui Hitler, un bestseller al jurnalistului german Guido Knopp. De-a lungul celor 14 zile de cantonament, jucătorii au putut beneficia de toate dotările complexului, precum și de servicii de înaltă calitate. Hotelul din cadrul complexului Ciuta pune la dispoziția clienților 5 apartamente, 20 de camere single și 6 camere duble, toate cu facilitățile impuse de catalogarea hotelului cu 3 stele. Dintre posibilitățile de cazare se remarcă camera albastră, care este oferită drept bonus tinerilor care își organizează recepțiile de nuntă. Chiar la cei tineri căsătoriți le oferim și apartamentul prezidențial din partea noastră. Ca bonus. Vreau să vă spun că printre cei mari a fost și Hagi și Gică Popescu, Giovanni Becali, Victor Becali, Gigi Becali. A fost echipa a doua a Stelei și vreau să vă spun că și de la Dinamo am avut pe Turcu, Vasile, pe Borcea. Hai că prezentăm o rază. Fane, cum vă petreceți puținul timp liber pe care l-aveți în cantonament? Puținul timp liber, mai mult în cameră, filme pe laptop sau seara până în masa de seară, după ce avem la sala de forță, la piscină și jacuzzi, refacerea după ziua obositare de antrenament. Cum vi s-au părut condițiile întâlnite aici? Condiții foarte bune. Pentru noi important este pregătirea. Vă dați seama că condiții găsești pe peste tot, însă aici avem și un teren sintetic, avem în pădure un traseu unde putem să alergăm. Părerea mea că sunt condiții foarte bune și refacerea după, inclusiv sala de forță. Ce faceți în puținul timp liber pe care îl aveți aici? Timpul liber? Avem timp liber pentru PlayStation, ne mai uităm la filme și mai jucăm cărți, remi, cam atât. Cum se par condițiile de pregătire întâlnite aici? Condițiile sunt foarte bune. Vane, cum îți petrești puținul timp liber pe care l-ai la dispoziție în cantonament? Citind, făcând lecții, urmează bacul și am foarte mult de învățat și rest nimic, antrenament, sală, piscină și ce mai mă joc cu colegii pe PlayStation. Cum se par condițiile întâlnite aici? Foarte bune, păcat că doar e pustiu atât și nu prea avem ce face, dar rest e bine, totul e bine. Și piscina, sauna, fitness, masaj, teren de fotbal, teren de mini-fotbal, teren de tenis, două mese de biliard, o masă de ping-pong, v-am mai spus, sală de fitness și